tuturor este bine și se cade să lăudăm numele Domnului așa cum am fost invitați încă de la începutul acestui timp de părtășie în casa Domnului. Și aș dori să nu uităm un lucru la ceea ce Dumnezeu ne-a vorbit, că încă mai avem har să ne pocăim. Doamne. M-am gândit la această dimineață și chiar plecând de acasă, doream din toată inima și cum am mai spus-o și în anul trecut și o spun și în anul acesta și în zilele care vor veni, că Domnul va ține pe fața Pământului, n-am altă dorință când vin la locul de închinare decât să-mi vorbească Domnul. Amin. Pentru mine e un lucru foarte important ca Dumnezeu să mă ție treaz în fiecare zi și conștient de faptul că poate fi ultima zi din viață, poate fi ultimul timp de părtășie care să-l petrec cu dumneavoastră și următorul timp să fie în veșnicia lui Dumnezeu. De aceea, spune omului Dumnezeu în Psalmul 90, învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Amin. Și doresc în anul în care am intrat, această inimă înțeleaptă să ne caracterizeze tot parcursul anului. Amin. Fiindcă înțeleptul Solomon spunea înaintea Domnului un lucru foarte înțelept, cu alte cuvinte. De ce spun înțeleptul Solomon? Vreau să vă spun că înțelepciunea pe care noi o dobândim pe acest pământ poate fi din două surse. Bineînțeles, cea mai importantă sursă îi Dumnezeirea slăvit să-i fie numele. Amin. Dumnezeu este Cel ce ne face înțelepți. Dar, în primul rând, spune Sfânta Scriptură tot prin Solomon că cine umblă cu înțelepții ajunge, se face înțelept. Omului Dumnezeu Solomon în tinerețea lui a avut parte de un tată care era un om după inima lui Dumnezeu, David. A avut parte de oameni care erau în jurul lui David, văzătorii prorocii Domnului. Gândiți-vă că Nathan era văzătorul împăratului și o veni și l-a atenționat și îl sfătuia pe David. Ahitofel a fost bunicul lui Solomon, care era un sfetnic de vază. Spune Sfânta Scriptură că era ca și cum îl întreba pe Dumnezeu David prin el. Și în momentul când un pic o derapat pe cale și nu a ascultat Absalom de sfatul lui, s-a spânzurat. Și un înțelept, și un nebun, și un om fără minte poate ajunge la o traiectorie greșită dacă nu pune la inimă cuvântul lui Dumnezeu și dacă nu-l are așa cum ne sfătuiau frață pe Dumnezeu ca scut, ca adăpost, ca cetățuie de scăpare, dacă nu-l facem pe Dumnezeu și nu suntem conștienți în fiecare zi că noi depindem de mâna Lui. Vreau să vă spun, scumpii mei frați și surori, așa cum se amintea la timpul de rugăciune și din ceea ce mi-a vorbit Dumnezeu mie și vreau să vă spun, e ca o piatră de aducere aminte acest cuvânt. Spunea Petru, un cuvânt, nu știu dacă și-o dat seama sau că l-o pregăti să-l spună, dar eu cred că nu. Spunea un lucru care putem avea gânduri bune, putem avea planuri bune, dar să le însușim în altă parte. Să ne schimbăm traiectoria. Eu am gânduri bune, vreau să-l sfătuiesc pe Petre și din moment sau pe Alexandru, las că după Doamne să-i spun, să-l îndrept, că nu-l zis bine, să nu-l cânta bine, sau nu-l luau gama bună. Dar mă pot duce, auzi, tu ai zis la Alexandru că ai dat, o să cânt tot, așa cânti. Sau mă pot duce, spun Petre, i s-o părut că ai urcat la gama sau ai coborât în alta la următoarea strofă, cumva. Cum îmi spunea odată, și-a fost un sfat bun, fratele Cernat bătrânul, Domnul să-l binecuvinteze, că avea o voce blândă și când Dumnezeu făcea de cunoscut și era mai aspru cuvântul Domnului prin el, lăcrima și să se topea inima, nici nu puteai să spui să nu iei cuvântul din partea Domnului, chiar de era aspru. Și spunea odată, face ghița, am trăit niște vremuri pe vremea comuniștilor, când au fost legionari și apoi s-au ridicat comuniștii, când dacă slăveai pe comuniști sau pe un șef sau pe unul care era la noi în județ, imediat te punea ceva la prefectură, la primărie, te făcea un șef de post sau un șef la par sau ceva, să nu mai lucri, pentru că îi slăveai și face. O venit unul care a ajuns colonel și s-a întâlnit cu un prieten de-a lui și era nenorocit sărac, abia avea ce să dea de mâncare la 5 copii. Și au spus, măi, Ioane, faci, ascultă-mă bine și du-te și fă ce spune în fața primăriei să pot să te ajut. Păi ce să fac? Du-te și spune, strângă și tu acolo și zi, ăsta da partid, ăsta da țară, ăsta da conducător. Și face, bine mă, și ce să mai fac? Fă numai lucrurile astea și apoi imediat trimit oamenii pe tine și te ridic. Și omul ăsta era mai plând un pic, mai apăsător așa. Și s-a dus în fața primăriei când s-a strâns oamenii și a început și el acolo. Asta-i țară, ăsta-i conducător, ăsta-i partid. Și l-a luat așa și l-a bătut bine și l-a venit la culoare și face, șefule, o lăsa-l instiga împotriva noastră. Păi cum? Păi au ce-o zis. Și atunci el și-a dat seama, mă, dar eu am greșit. Că eu sunt mai tupeist așa, mai dinamic. Striga și-a ajuns colonel. Ce vreau să vă spun, dragii mei, frați și surori? Fiecare pasăre are glasul ei.
Dumnezeu este Cel ce ne discerne prin felul cum ne rugăm și cum îl lăudăm și cum îl înălțăm. Datorită faptului că El a pus în noi chiar și gândul veșniciei, spune Solomon. Indiferent că unul strigă, indiferent că unul e mai blând, bineînțeles, strigarea să fie de la Duhul Sfânt, nu din firea pământească. Că spune omul lui Dumnezeu Pavel în Efeseni, în capitolul 14, cu versetul 31, voi ați noi putem întrista pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care ne-a pecetărit. Cum? Spune, orice strigare, orice iuțime, orice viclenie să dispară din mijlocul nostru. Asta e o strigare din firea pământească. Dar ce vreau să vă spun este faptul că a striga, a fi cu Duhul blând înaintea Dumnezeu, El discerne felul nostru de slujire, slăvit să-i fie numele, și fiecare va primi plătuța din mâna Lui. Ce vreau să vă spun este faptul că am dorit să începem acest an cu această dorință pe care a avut-o înțeleptul Solomon. Doamne, pune în mine un duh de înțelepciune să pot discerne și să pot judeca poporul acesta care e mare la număr. Ce lucru bun cer de la Dumnezeu și ce lucru bun cer eu de la Dumnezeu în acest an care să mă catalogheze, care să mă călăuzească. Vreau ca în această dimineață să înțelegem fiecare dintre noi că ne stă un an necunoscut în față. Important e cu cine îl începe. Spunea fratele Daniel și citea frumoasele cuvinte din Sfânta Scriptură, primele trei cuvinte, la început Dumnezeu. Eu vreau să vă spun că și după creație tot așa a fost. Spune Sfânta Scriptură că pe Adam și pe Eva Dumnezeu îi cerceta în răcoarea zilei. Și atunci când au păcătuit, Dumnezeu nu a întors spatele și se spune, eu nu mă mai duc la ăștia că nu m-au ascultat. Nu, nu. Dumnezeu a coborât și eu căuta și a spus, Adame, unde ești? Dumnezeu vrea să mă întrebe în această dimineață unde sunt. Nu că nu știe. Spune Sfânta Scriptură și dacă continuăm fratele să amintească în Psalmul 139, spune că nu mi-ajunge cuvântul pe buze și tu-l cunoști în totul. El n-are nevoie de rugăciunile mele și a dumitale. El n-are nevoie să plângem sau să ne bucurăm înaintea Lui pentru că El ne știe și ne cunoaște. Faptul a ceea ce facem noi este reacția la ceea ce a făcut El mai întâi slăvit să fie numele Lui. La început Dumnezeu și apoi putea continua. O făcut cerurile și pământul, apoi creația. Mi-a pus o tânără ce a fost la noi o săptămână din Roma, o întrebare că Dumnezeu mi-a făcut ceva la, de cunoscut la o rugăciune și am început în ceva să discutăm din Scriptură mai pe larg și apoi am văzut o ecrană enumerită și înainte să meargă la culcare am zis, Vanessa, vrei să mai pui o întrebare? Și face, da, face ceva care, la care mă tot gândesc, am citit la început și uite ce spune în Scriptură, în Genesa, în capitolul 1, cu versetul 9, că Dumnezeu a făcut pe om după chipul și asemănarea lui, parte bărbătească și parte femească. Păi nici nu a făcut nimic, cum el a făcut? Și într-adevăr nu e o întrebare ușoară să dai un sfat, o învățătură, pentru că îi dai un verset și du-te cu el. Și am stat și m-am gândit pe un moment și am zis, Doamne, la lucrul ăsta nu m-am prea gândit. Dar imediat mi-a venit în minte un lucru la care Apostolul Pavel făcea o sugestie despre planul și hotărârea lui Dumnezeu în Efeseni. Îi spune că Dumnezeu a alcătuit un plan în sine însuși. Dumnezeu în sine însuși a alcătuit un plan și s-a gândit la el. Apoi a venit înaintea Domnului Iisus și a Domnului să spună, haideți să facem pe om după chipul și asemănarea noastră. Noi mai întâi, scumpii mei frați și surori, orice am face în acest an, tot ce am făcut în anii trecuți, dacă ne-am numărat bine și ne-am gândit bine la ce am făcut în trecut, putem să reparăm în prezent și să fim alți în viitor cu ajutorul lui Dumnezeu. De aceea aș dori să punem pe inima aceste cuvinte, la început Dumnezeu. De aceea aș dori să punem la inima aceste cuvinte ce ne sfătuiau frații. Putem avea gânduri bune, intenții bune, dar să le schimbăm pe parcurs traiectoria. Să ne trezim din oameni înțelepți care veghem asupra gurii noastre, să ne trezim oameni care să dăm frâu, care să dăm drumul gurii și inimii la lucrurile care poate ne înconjoară și nu-s după voia lui Dumnezeu. Bine ar fi ca bunul Dumnezeu să ne ajute să ne dăm toate silințele, ca în fiecare zi să fim ceea ce vrea Dumnezeu și ceea ce și să ajungem acolo unde vrea Dumnezeu și bunul Dumnezeu să ne ajute. Eu cred că în acest an Dumnezeu pentru fiecare dintre noi are un plan și o hotărâre. Aș dori să rămânem în planul și în hotărârea Lui.
Pentru că spune Sfânta Scriptură și am amintit de atâtea ori și viața veșnică este aceasta. În Ioan 17, capitolul cu versetul 3. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat. Și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Când îl cunoști pe Dumnezeu, cu siguranță Dumnezeu este Cel care își destăinuie planul și hotărârea Lui cu privire la noi. Timpul a trecut și nu vreau ca să ispitim pe cineva, datorită faptului că ne apropiem de ora 12. Ce vreau să vă spun și cu aceasta vreau să și închei și să punem la inimă. Gândiți-vă dumneavoastră, spuneau frații aici că toți oamenii Lui Dumnezeu l-au lăudat pe Dumnezeu, s-au bucurat împreună cu Dumnezeu. Gândiți-vă, a fost un om al Lui Dumnezeu pe care Dumnezeu l-a chemat fără să-L înzestreze cu putere? A fost un om al Lui Dumnezeu pe care Dumnezeu l-a chemat la o lucrare fără să-i destăinuie planul, ceea ce trebuie să facă? L-a chemat Dumnezeu, dacă ne uităm în primul rând, l-a chemat Dumnezeu pe Avram și a zis că fac din tine un popor. Dar ce i-a spus? Avrame, ia-ți tu bani, ia-ți tu tot ce ai în casa tatălui, dacă vrei și pe nepotul Lot, și du-te ca o nălucă pe unde vrei. Urcă-te pe munte și du-te unde vrei. Nu, nu, nu. O vin Dumnezeu și s-a văzut Moise un ucigaș și a zis, mă, mă va omorî faraon, pentru că ajunge vestea la el. Și Dumnezeu, când o vin și o sta de vorbă cu el, o vin și o spus acum, auzi mă Moise, văd că te-ai pocăit, te-ai îndreptat, du-te că vreau să-i izbăvesc pe Israel din Egipt. Du-te și fă ce vrei, cum vrei, du-te pe unde vrei, dar să știi că eu îl izbăvesc. Scumpii mei frați și surori, noi vrem ca Dumnezeu să aducă izbăvirea în Sambait. Amin? Amin? Nu-mi doresc altceva. Eu pentru asta m-a trimis Dumnezeu în locul acesta. Mi-a spus, du-te în adunarea asta, e puțină, le-am pus la frați lucrarea, la început va fi greu, se va mișca lucrurile greu, dar în scurt timp va intra lucrarea prin făgaș și te vei bucura. Eu aș vrea să lucreze. Amin. De eu vreau să vă spun. Și mie îmi place să vorbesc deschis. Dacă zbârfitor ca majoritate, eu vorbesc de pocăiți acum, dacă sunt șmecheri și hoți ca majoritatea, dacă sunt mincinos ca majoritatea, uite, în etale, eu cel puțin dacă am găsit câțiva fraze când m-am pocăit de 25 de ani să-mi spună, bă, Ghițe, la 7 ne întâlnim la 8. Uite, vezi, treaba. Dacă am întâlnit, hai să nu mint. Cel puțin nu știu dacă am întâlnit 10 frați. Să-mi dai o oră exactă să fie la ora exactă acolo. Și când mereu la evanghelizări, la când ne întâlnim? La 7, că 2 ore facem până în Brașov. Vine la 7 și un sfert. Măi, oameni buni, mereu la ședință, fie la tineret, fie la Viena, mereu cu o jumătate de oră, 45 minute plecam mai ochi. Chiar dacă câteodată stăteam la adunare sau într-un pecu. Dar știam un lucru. Omul lui Dumnezeu când zice da, e da și nu, e nu. Pentru că Domnul Iisus spune, cine va fi credincios în lucrurile mici, Dumnezeu le-a încredințat pe care? Pe alea mari. Ce vreau să spun cu aceasta, scumpilor? Păzească-mă Dumnezeu să mă duc la amvon să predic de careva, că eu sunt omul care îi spun om în față. Nu mă duc la amvon să mă cer cu frață sau să mă lupt împotriva fraților. Ce vreau să vă spun? Dumnezeu vrea să lucreze în Sambait. Amin? Amin? Avem făgăduinți că Duhul Sfânt vrea să înmulțească adunarea. Dar oameni buni, eu trebuie să mă deosebesc, bineînțeles, nu prin puterea mea. Că aici e rugăciunea de mărturisire și îmi place la frați că există în ea. Eu când mă mărturisesc și mă las, Dumnezeu este Cel ce mă umple și îmi dă putere să mă leapă de ceea ce m-am rugat și m-am mărturisit înaintea Lui. Dar dacă noi suntem ca ceilalți, eu vreau să vă spun, și uitați-vă că în zilele noastre se caută mulțimea, și ce zic oamenii chiar pocăiță, păi, ce să mă duc dincolo, că și ei aia scalăște. Mai bine stau aici și mă mai fac de râs. Că mi-au zis. Mi-au zis familiei, chiar și la pante și dincolo, s-a început de Dancealan. Trebuie să se vadă o deosebire. Și atunci se va vedea. Se va vedea. Știți când va coborî Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Nu a fost nicio deosebire în poporul egiptean și evreu până când a vrut Dumnezeu. Când a hotărât Dumnezeu să vadă deosebirea, s-a văzut că Dumnezeu e Dumnezeu și nu om. Dar izraeliții o trebuie să facă ceva deosebit de egipteni. Să taie mielul, să numere bine, mă, putem să mâncăm mielul sau să luăm cu cei mai aproape vecini. Eu trebuie să fac o judecată acolo. Ne mai judecăm noi pe această cale. Atât de mult mă bucur că nu au făgăduit din partea lui Dumnezeu. Dar vreau să vă spun, așa cum e un proverb în lume, dar nu vă spun eu că am dat această întâmplare, dar cu un ochi râd, mă bucur și cu unul plâng, mă trisesc. Și de ce? Dumnezeu niciodată nu va interveni dacă noi nu suntem la dispoziția Lui. Și mare e luptă.
Haideți să ne unim în rugăciune și în post și să spunem, Doamne, de astăzi nu vreau să mai mint, nu vreau să mai bârfesc, nu vreau, cum ne spunea fratele Petre și vineri, să mă mai duc acolo, să mă așez acolo, să vorbesc ca așa. Nu mai vreau, Doamne, să iau parte la sfatul celor și așa mai departe. Dar, Doamne, dă-mi putere să fiu un om neprihănit, un om cu o vorbire înțeleaptă, să dea har celor ce ascult.